și făceau poze acolo. Nu, nu aveau nicio treabă. Și polițiștii, hai, plecați, plecați de aici, că avem noi probleme. Nu, bine, hai că plecăm. Plecau, dispăreau din zonă, ne puneam iar. Și de asta. Avem și noi acolo o boxă care acumulează energie de la mașină, de la bateria de la mașină și punem acolo și se aude foarte tare, se aude necou, spargem geamuri cu sunetul, creăm accidente rutiere, glumesc. Tot ce contează e că trebuie să ai un vis pe care să-l urmezi, mai ales cât ești tânăr. Eu am avut foarte multe influențe de când am fost mic. În 2001 sau în anii 2000 am fost Millennium 3, cum spuneau dansatorii de breakdance, de la Animal Leader, la trupa simplu. Am fost foarte influențat de acest dans și la teatru de Păpuși Prichindel, unde mama mea este actriță, Popa Elena Teodora, probabil o cunoaște, sigur o cunoaște. Așa. Au fost o trupă de 8 martie în 1998, care erau de la Casa de Cultură a Studenților, trupa Casei de Cultură a Studenților, care făceau breakdance. Atunci, prima dată, am văzut și balele. Apoi am văzut și pe afară, în văzul lumii, cu linoleu, aveau linoleu chiar foarte mare, erau în jur de 20. Am rămas mască, era extraordinar pentru mine. Și a ajuns un mod de viață. Evident, până atunci nu am practicat, m-am apucat undeva prin 2005-2006, prin intermediul, evident, fiind băiat al unei fete. Era un moldovean la Universitatea din Decembrie care vrea să predea street dance și am zis, hai că cum eram obișnuit cu asta și cu modul acesta de viață, haide să merg. Era acolo o fată care îmi plăcea și l-am făcut rost de adresei contact de ID, e-mail și... Scuzați-mă, sunt răcit. Și am vorbit cu ea și am spus, eu pot să mă dau peste cap, pot să mă învârt în cap într-o mână, dar nu aveam idee ce este asta. Și am zis să mă uit pe YouTube și să văd exact, hai că învăț o mișcare, două, îi arăt, o impresionez și mă pup cu ea. Exact, așa mă și gândeam la vârsta aceea. Cât aveam? 13 ani, 12 ani. Ok. Și... am vorbit cu ea, am spus, da, abia aștept să te văd, abia aștept. Vreau să vă spun că am văzut prima dată mișcările pe YouTube, am zis, ai ce ușor e, când m-am pus să ne fac, Dumnezeule mare. M-am înroșit la față, eram exact ca o pătlăgică și eram atât de slab cât un lemn nu puteam să fac absolut nimic, măcar să stau în picioare. Stăteam exact ca un flamingo într-un picior, mai bine decât. Apoi m-am îndrăgostit de acest dans, am uitat de fata aceea. Și în fiecare zi am dansat, am avut ambiție, am trecut prin o grămadă de trupe, o grămadă de oameni, o grămadă de oameni s-au lăsat, o grămadă de oameni au plecat, tot singur am rămas, făceam pe străzi. Țin minte și parcă ieri era ziua aceea când mergeam pe străzile din Alba Iulia singur și căutam dansatori. Știți? Ce, acel feeling, că știi că undeva acolo erau. Ei bine, ei m-au lăsat pe mine să continui tot. Și am continuat. Și am ajuns unde sunt acum, am ajuns să am propria mea trupă de dans, să circulăm prin țară, să ne facem auziți. Și nu neapărat să ne facem auziți, vrem să ridicăm Alba Iulia la acel nivel care trebuie să fie ridicat. Nu numai că este spațios, amenajat și asta, nu. Contează mai mult oamenii care sunt acolo. Pentru oameni facem asta și pentru orașul meu fac asta. Și iubesc ceea ce fac. Sunt și actor, sunt și coregraf de pantomimă la Sibiu cu Dan Hândoreanu. Fac tot posibilul să aduc acest tineret care în ziua de astăzi este îndoctrinat cu tot felul de tablete și nebunii de genul ăsta care nu dau doi bani. Generația veche, tot ceea ce este posibil, o educație excepțională, o ambiție, un optimism, compasiune, prietenie, iubire, familie, tot.